Busurile și trâmbițe, așa poate fi descris atmosfera în care a sosit caravana Unirii la Cluj-Napoca. Peste 100 de bărbați și femei au pornit joia trecută din orașele și satele maramureșene spre Alba Iulia, unde speră să ajungă în ajunul centenarului și să ia parte la sărbătoarea Unirii. Obosiți, ploați, dar cu zâmbetul pe buze, oamenii au tras căruțele pe dreapta în curtea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde caii vor fi adăpostiți peste noapte. Bună ziua! Cum a fost drumul până aici? Foarte bine a fost, drumul un pic în lung, suntem obosiți, dar totuși am reușit până aici. Acum facem un popas și mergem mai departe. Cu ce gânduri mergeți la Alba Iulia? Păi numai și numai cu gânduri bune cu care umăr și moșii și strămoșii noștri. Oprim, facem un mic popas la Cluj pentru a ne odihni atât noi cât și caii și mergem la Alba Iulia cu ocazia centenarului. Cum a fost drumul până acum? Până acum a fost foarte bine. Cu ce gânduri la Alba Iulia? Cu gânduri bune, de unire. Caii participanților la caravană au fost luați în primire de studenții de la USAMV, care au avut grijă să primească hrană, apă și un adăpost cald peste noapte. În ciuda drumului lung și a vremii reci, medicii veterinari spun că animalele sunt în stare fizică bună. Acești cai vor fi consultați de către medicii interni, medicii de serviciu și de către studenți, să vedem în ce fază de epuizare sunt, că ne putem da seama, sunt și epuizați la această oră. Ne preocupă de asemenea temperatura scăzută și faptul că plouă, deci umezeală cu temperatura scăzută, bolile afrigore pot să-și facă efectul. Deci ei vor fi monitorizați acum la internare, în timpul nopții și desigur dimineață când vor pleca. Sky foarte frumos, noi ne cunoaștem mai de mult, știm că fiecare dintre acești crescători au cai de valoare. Imediat după ce caii au fost adăpostiți, maramureșenii au ciocnit un pahar de pălincă cu gazdele și au cântat imnul pe care l-au compus special pentru această deplasare la Alba Iulia. 1911, un an ce nu-l vom uita, e anul care ne-a adus unirea, Transilvaniei. La caravană participă și români de peste Tisa. Vasile Onajotu a venit din Slatina, un stat din Ucraina, unde tradițiile românești sunt încă ținute în viață de locuitori. Ce înseamnă pentru românii din Ucraina centenarul Unirea? Foarte mult. Pentru românii de acolo, românismul și țara este viața, este viața lor, viața noastră. Închipiți-vă să fii român în alta parte, să fii român în țara ta. Noi suntem, zic eu, mai mari patrioți în afara granițelor decât, dar nu pot să spun că toți românii nu sunt patrioți. Eu am zis că cel mai bine se vede sufletul românului din căruța spre Alba Iulia. Caravana va pleca azi de dimineață mai departe spre Alba Iulia, unde participanții speră să ajungă joi seara. În medie, aceștia parcurg 40 de kilometri pe zi.